De ce crede în contradicții doar aparente în Scriptură? Ce facem când credem că am găsit o eroare în Biblie? Augustin de Hipona a avut un răspuns la această întrebare. Dacă ne derutează vreo aparentă contradicție din Scriptură, nu ne este permis să spunem autorul acestei cărți a greșit. Mai degrabă, fie manuscrisul este deficitar, fie traducerea este eronată, fie tu nu ai înțeles bine. Așadar, este mai probabil să facem noi o eroare decât Biblia. Există cel puțin 4 erori pe care le putem face ca reacție la descoperirea unei contradicții aparente. Presupunerea că relatările divergente sunt contradictorii. Nu este o contradicție dacă un evanghelist spune că a văzut un înger la mormânt și altul spune că a văzut doi. Matei nu afirmă că a fost numai unul. Și dacă au fost doi, atunci cu siguranță că a fost cel puțin unul. Prin urmare, divergența nu înseamnă întotdeauna contradicție, ci ea sugerează adesea mai degrabă o autentică mărturie directă. O altă eroare este neînțelegerea contextului în care apare pasajul. Poate că uneori credem că am descoperit o contradicție în Biblie, dar de fapt am scos doar pasajul din context. Un exemplu evident în acest sens ar fi Psalmul 14 cu versetul 1, care spune: nu este Dumnezeu. Dar contextul iese la iveală când citim versetul complet. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. O altă eroare este presupunerea că Biblia aprobă tot ceea ce consemnează. De asemenea, unii ar putea considera poligamia lui Solomon ca un exemplu de contradicție. Oare nu poruncește Biblia monogamia și nu poligamia? Bineînțeles că da. Însă Dumnezeu nu aprobă tot ce este consemnat în Biblie. Ea redă și minciunile lui Satan, deși Dumnezeu nu le aprobă. Standardele lui Dumnezeu se regăsesc în ceea ce revelează Biblia, nu în ceea ce consemnează ea. Așa cum am văzut, în loc ca aceasta să fie un argument că Biblia conține greșeli, în realitate dovedește tocmai istoricitatea Bibliei. Faptul că Biblia înregistrează toate păcatele și defectele oamenilor sugerează că ea este adevărată. Nimeni nu ar născoci o asemenea istorisire autodenunțătoare. O altă eroare este ignorarea că Biblia este o carte umană cu caracteristici umane. Unele persoane contestă în mod eronat integritatea Bibliei, așteptând din partea ei un nivel de expresie superior celui comun în celelalte documente umane. Dar o asemenea așteptare este ilegitimă, deoarece cea mai mare parte a Bibliei nu a fost dictată verbal, ci a fost compusă de autori umani. Excepție fac cele 10 porunci care au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu prima oară. Scritorii au fost niște agenți umani care și-au folosit propriul stil literar și propriile particularități. Ei au scris texte istorice, ca de exemplu Faptele Apostolilor, poezie, profeție, scrisori personale, ca de exemplu prima epistolă către Timotei, tratate teologice și alte tipuri de compoziții literare. Ei vorbesc din punct de vedere uman atunci când se referă la răsăritul și la apusul soarelui. De asemenea, scola iveală tipare de gândire umană, inclusiv erori de memorie, emoții umane. Pe scurt, întrucât Dumnezeu a folosit stilurile a aproximativ 40 de autori în decurs de aproape 1500 de ani pentru a-și transmite mesajul, este greșit să ne așteptăm că nivelul de expresie al acestor documente să fie superior a celuia din alte scrieri umane. Totuși, ca și în cazul umanității lui Hristos, umanitatea distinctă a Bibliei este și ea fără eroare. De aceea cred ceea ce cred.